Marcel Ciolacu face declarații, îl ascultăm. Fără un minister din cele trei. Oficial nu am avut această discuție. Bun, neoficial, ieri în discuțiile dintre liderii coaliției, înțelegem sunt discuțiile că între, sunt discuțiile între liderii coaliției și cu toții am constatat că de fapt avem un protocol pe care respectăm. S-a schimbat aritmetica parlamentară din 2021 până în 2023 ca să vină, care să justifice această doleanță a PNL de a obține un nou minister? Întrebați-i pe dânși. Eu vă spun din punctul meu de vedere, din punctul meu de vedere, avem un protocol și îl vom respecta. Pentru stabilitatea coaliției, socotiți că este mai bine ca UDMR-ul să rămână în continuare alături de PNL și nimic, da. Eu de obicei, cu oamenii care pornesc la un drum, aș dori să și continue acel drum și să duc lucrurile până la capăt. Dar de ce asta este acest punct al discuțiilor? La care n-am făcut rabat până acum și aș dori să nu fac rabat nici de acum încolo. Dumneavoastră, ca viitor prim-ministru, îl vedeți pe domnul Tanțoș Barna în continuare la Ministerul Mediului? Este un ministru performant? Este cu totul altă discuție. După cum bine știți, până acum eu nu am fost prim-ministru, urmează să fiu prim-ministru, dacă o să mă voteze colegii mei normal din Parlament. Și vom avea această discuție cu domnul prim-ministru în acest moment pe anumiți miniștri. În acest moment rotația premierilor, din moment ce totul e bătut în cuie, respectăm protocolul, haideți să facem. Pentru că avem o dată în protocol, este 25, am convenit că până la sfârșitul lui iunie. Pentru că urmează să fiți prim-ministru. Noi înțelegem foarte bine din prima zi. Ar fi trebuit să facem rotația din prima zi. Dar a spus că putem să faceți și mai devreme mâna. Am stabilit în acest moment un lucru. Până la sfârșitul, până lunii mai. Vor mai exista negocieri de schimbare? Întotdeauna în politică există negocieri. Dar decizia în acest moment este că avem un protocol. Pentru că urmează să fiți prim-ministru, aveți pe masa discuțiilor această ordonanță prin care și autoritățile publice locale și cele centrale ar trebui să facă niște economii în perioada următoare. Nu e vorba de economie, e vorba de direcționare a sumelor de bani. Unde este nevoie de aceste sume? În cheltuieli cu autoturisme sau alte bunuri și servicii sau în cheltuieli în ceea ce privește investiții? Cifrele și toate casele de rating și toate informațiile care le avem de la autoritățile financiare internaționale ne arată faptul că pentru prima oară în 30 de ani în România este o creștere economică pe investiții, nu pe consum. Și atunci e normal ca guvernul să încerce să aloce și mai multe sume pe investiții. Și azi dimineață la ASEA am spus faptul că poate ne luăm 10% din PIB să-l direcționăm către investiții. Uitați că până acum am făcut față. Cel puțin domnul Grindeanu a făcut cu brio la Ministerul Transportului. Toate aceste măsuri pe care le-ați vorbit despre un deficit mult mai mare decât ce ar trebui. Despre 20 de milioane de miliarde acei bani pe care... Cu mine n-a vorbit nimeni de acest lucru. În acest moment este o reducere a consumului, ceea ce normal că aduce și mai puțin bani la bugetul statului, dar nu este o situație alarmantă macroeconomic să fie o problemă economică asupra economiei. Această ordonanță s-ar face o economie de 5-7 miliarde. De unde luați restul de bani? Nu avem ce să luăm restul. Pentru că nu este aceste 20 de miliarde, nu există această gaură. Am văzut-o și eu la dumneavoastră, n-am nicio problemă. E un lucru bun. Și nu se reduc. Dacă acești bani se încasează, conform celor asumate de către ANAF, atunci, automat, acești bani sunt bani suplimentari pentru investiții. Și-a revenit bugetul de stat pentru că tocmai această gaură apărea din cauza scăderii consumului, cum spuneați și dumneavoastră. Și-au revenit această ordonanță a venit, dacă după ceea ce au comunicat cei de la FMI, de la Banca Mondială, că România are o creștere economică, are o creștere economică estimată cu mult peste alte state din Uniunea Europeană, repet, bazată pe investiții. Și este, de fapt, cum spunea domnul prim-ministru Ciucă, ordonanța chibzuinței. Ce mesaj aveți pentru la buget, până la viitoarea de la buget? Sunt ferm convins că o să stau de vorbă cu
actualul sau viitorul ministru al finanțelor cu șeful ANAF și o să vă răspund în momentul în care o să fiu în poziția de a vă da aceste detalii, respectiv de prim-ministru. Putem discuta acum despre impozitare? Despre orice, despre orice. Am dat acest răspuns, dar îl dau în continuare cu mare plăcere. Până când statul nu-și face datoria de a digitaliza ANAF-ul, eu nu voi susține introducerea impozitării progresive. Dar cred că viitorul României este împreună cu impozitarea progresivă, așa cum este în toată Uniunea Europeană. Vor fi tăiate bugetele ministerilor. Pe domnul Zgonea. Care bugetare dacă acele ministere nu își îndeplinesc proiectele asumate la început de an? Nu, toată lumea avem legi în România ca să le respectăm. Reabilitat pe domnul Zgonea când a plecat, spunea că... Dar ce a pățit domnul Zgonea? A fost într-un fond de umbră o perioadă. Domnul Zgonea a avut, știți foarte bine, că domnul Zgonea a fost trimis în judecat. Da. În acel moment s-a retras din spațiu public, cum și mulțumesc pentru acest lucru, cum cred că ar trebui să facă orice demnitar. Recunoaște Marcel Ciolacu că sunt discuții în momentul acesta în coaliție, dar spune că nu sunt nici de cum blocaje și că până la urmă există un protocol pe care trebuie să le respecte toate cele trei guverne, toate cele trei partide. Mergem mai departe acum, doamne.